Trei zile dedicate teatrului au avut loc la Roman spre încântarea publicului. Sâmbătă, romașcanii au văzut pe scenă pe membrii trupei de teatru Tetis din Megidia, dar și pe cei ai trupei romașcane Dan Alexandrescu. Timp de trei zile, la Roman s-a desfășurat cea de-a treia ediție a Festivalului Național de Teatru Dan Alexandrescu, la care au fost invitate să participe mai multe trupe din țară. Sâmbătă 13 mai, de la ora 15:30, membrii trupei de teatru Tetis din Megidia au jucat piesa Proștii sub clar de lună de Teodor Mazilu. Am venit cu mare bucurie la prietenii noștri din Roman, pentru că este un festival de suflet. Noi, de fapt, am făcut, prin parteneriatul nostru cu trupa din Roman și cu alte trupe din țară, un circuit național al teatrului, prin care noi căutăm să unim România prin teatru. Teatrul este un spectacol viu și noi trebuie să ne apropiem prin viu unii de alții, pentru că lumea virtuală este falimentară și poate să ducă la un mare, mare prăpăd în momentul în care noi întrerupem acest dialog. Auzi, auzi, e o lume decât discurile mele cu muzică de fanfară și hainele de femine atât? Eu nu vreau mobi de copule! Eu te vreau pe tine! În totalitate integrală și de plină! Fii cu minte în curaj că nu am vecini! Poate tu! M-ai adus în pragul divorțului! Înțeleg să nu intervii pentru niște străini, dar să nu intervii pentru propriul tău cumnat! Ce e dragă aia o intervenție? Eu nu știu, n-am nicio vină. Faci pe prost? Cum să nu știi? Păi, mi-ai explicat tu ceva, dar am înțeles nimic. Îți mai explic? Sunt greu de cap. N-o să pricep niciodată. Dumneavoastră sunteți individul care mi-a curat fericirea călduroasă a căminului conjugal? Parcă au mai avut onoarea. Care-i fericire? Tot sâmbătă, de la ora 17:30, trupa de teatru Dan Alexandrescu din Roman a prezentat piesa Doctor fără voie de Molière. Viața mea nu înseamnă normalul. Totuși țin la ea. Dacă așa ne vorbește, criminala o omoară. Orice martor supărător e curățat. Spui asta cu atâta sânge rece? Curios, nu? Da. Eu sunt mai tare ca voi toate. Mila la contribuție. Bănuiești pe cineva? Da, pe toate. Într-un sfert de oră o să aflu care e criminal. Și cum aflu care l-a omorât pe tata, o omor cu mâna mea. Pierd vreo cafea? Nu, mulțumesc, și așa destul de nervoasă. Hai, bea o cafea. Pierd vreo cafea asta! Hai, bea. Ești foarte amabilă, dar nu beau. Da. De ce țineți așa de mult să beau cafea? Tot de ce ții să n-o bei? Doamne, sunteți nebune. Mi-ați omorât fratele și acum vreți să mă omoră și pe mine. De ce? Vrem să te omorăm, iubito. Dar noi toate am băut cafea. Tu ești singura care nu a făcut-o. Și? Ai pus o travă în cafea și ai șters-o. Da. Eu? Da, bea cafea asta și dovedește cu travă. La sfârșitul zilei, trupele invitate la festival au fost premiate de trupa gazdă. Iată, am ajuns și la sfârșitul celei de-a treia ediții a Festivalului Național de Teatru Dan Alexandrescu. Au fost trei zile de neuitat, trei zile în care ați urmărit spectacole de calitate, susținute de trupele invitate la acest festival. Sperăm din tot sufletul ca acest festival să devină o tradiție, să fie așteptat cu nerăbdare, atât de publicul romașcan, cât și de invitații noștri. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul colegilor, a Cercului Militar Roman, care ne primește aici, și avem o stagiune permanentă, a Consiliului Local, a Consiliului Județean, a presei și, nu în ultimul rând, publicului nostru spectator. Managerul trupei de teatru Traian Grozăvescu din Lugăr. Florin este regizorul
că ți-am dat funcția care o ai. Festivalul Național de Teatru Dan Alexandrescu s-a încheiat cu succes, încununând toate eforturile trupei gazdă de a organiza, de 3 ani încoace, acest maraton de piese de teatru originale.